Forța Steaua! Echipa de hockey Steaua București este gata de startul noului sezon. Cu peste 40 de titluri naționale în palmares, una dintre cele mai iubite echipe din Ghencea are mulți jucători tineri în componență și un obiectiv realist. Care este stadiul pregătirilor echipei de hockey Steaua București înaintea noului sezon? Suntem într-un stadiu avansat de pregătire. În momentul de față stăm bine. Bine, nu foarte bine. Care sunt aturile Stelei pentru noul sezon? Avem o echipă iarăși foarte tânără. Sunt foarte bucuros că ei își doresc mult să joace. Ce obiectiv aveți în noul sezon? Sperăm anul acesta, sperăm cu jucătorii care îi vom aduce să încercăm o calificare în play-off. Nicușor Lușneac și Mihai Georgescu au peste 15 sezoane în Ghencea și duc dorul fanilor roșialbaștri, dar și a meciurilor disputate în București. Alături de colegul tău, Nicu, sunteți doi dintre cei mai vechi jucători ai echipei. Ce vă motivează să mergeți în continuare mai departe? În primul rând, cred că plăcerea și speranța de a rămâne tinerii într-una făcând sportul ăsta frumos. Mai ții minte când a jucat ultimul meci oficial în București? Nu mai țin minte. Cred că până în 2012. De atunci nu mai țin minte. Cât de mult vă lipsesc fanii și patinoarul din București? În primul rând ne lipsește meciurile din București. Să avem alături de noi părinții, prietenii, fanii, bineînțeles, atmosfera din tribune. E ceva care te motivează extrem de mult la un meci. Aveți foarte mulți jucători tineri în echipă. Ce sfaturi le dați? Pentru ei este prima dată când vin la seniori. Trebuie să-i încurajăm, să le ridicăm moralul și să învățăm din ce mai știm și noi. Ce obiectiv aveți cu Steaua în noul sezon? Obiectivul nostru este foarte clar, să intrăm în primele patru. Tânăr, talentat și extrem de ambițios, Andy Filip este convocat constant la loturile naționale ale României și speră că într-o zi să evolueze în NHL, campionatul nord-american de hockey. De cât timp faci hockey și de ce ai ales acest sport? De aproximativ 15 ani și nu l-am ales eu, părinții mei. Bunicul era fan Steaua, mergea în galerie și prin el am ajuns la hockey. Care sunt calitățile care te definesc pe tine ca jucător de hockey? Viteza, forța și cam atât. Care este marea tău vis ca și sportiv de performanță? Clar, să ajung în cea mai puternică ligă din hockeyul mondial, NHL. În lipsa unui patinoar în București, Steaua se antrenează la Otopeni, iar în acest sezon meciurile de acasă le va disputa la Brașov.